Salut, român de pretutindeni! Au trecut câteva săptămâni de când telefonul meu a căzut în apă și încă nu am luat o decizie. Eram tare mâhnit la momentul respectiv pentru că pierdusem pe lângă obiectul principal care susținea acest canal și niște bani pe care i-am investit. Acum la ce sume am băgat eu în acest canal? 1000 și ceva de dolari era un flintic, dar totuși m-am supărat destul de mult, pentru că poate unul dintre voi nu credeți, nici în Statele Unite ale Americii nu se câștigă banii foarte ușor. Bine, unii ar spune că nu sunt câinii cu colaci în coadă. Hai să renunțăm la această expresie, pentru că orice om o folosește și a devenit atât de plictisitoare și banală încât nu-și mai are locul. Astăzi vreau să fac un videoclip legat de această temă și vă voi prezenta pe parcursul vlogului ce decizie am luat. Ok, hai să-i dăm drumul. La momentul respectiv, când s-a petrecut nefericitul eveniment, luasem în calcul să închid acest canal, pentru că nu venea să cred că în fiecare an se petrece o chestie care mă deraiază de pe trasa normală. Și uite așa, am tot stat și am chibzuit, au trecut zilele, mereu timpul le rezolvă pe toate. Vă spuneam mai devreme că nu am luat o decizie în privința viitorului, dar astăzi cred că este momentul să fac acest lucru, pentru că timpul mă presează. Ori închidem taraba, ori facem o investiție, pentru că nu se mai poate merge înainte cu telefonul pe care îl am în momentul de față și care îl folosesc la filmat. Ați văzut de multe ori că am probleme cu focusatul și de GoPro-ul, care este de generație mai veche. GoPro 9 nici nu se pune problema. Pe perioada iernii nu poți filma deloc. M-am dus prin magazine. Cred că în fiecare zi am intrat online să vedem ce se mai întâmplă cu prețurile telefoanelor. Știam despre acel gadget pe care eu l-am pierdut, că este unul dintre cele mai bune pe care Samsung l-a creat. Între timp s-a lansat și noul model și speram ca prețul telefonului S23 Ultra să o iau un pic la vale, ceea ce îmi dădea și mie o mână de ajutor, pentru că este destul de dificil să investesc în clipa de față o sumă de bani care se învârte în jurul la 1400-1500 de dolari. Astăzi, după ce am făcut un live, m-am deplasat în 2-3 magazine să mai studiez piața și vreau să vă prezint un GoPro de ultimă generație, să vedeți și voi cum arată. Hai să mergem în magazin. Din păcate, nu mai găsesc GoPro 12. Vreau să vă arăt cât costă, era 360 de sărbători. Doar GoPro 11, 289 de dolari. Bine, înainte de taxe, mai probabil încă vreo 30-40 de dolari taxele. Îți dă un card de 64 de giga, 5.3K video, 27 megapixel foto, Wi-Fi, Bluetooth. În fine, nu mă interesează accesoriile care vin cu camera, acest trepied, două baterii card și, bineînțeles, cutiuța în care se află camera. Deci GoPro 12 are această lentilă, o variantă detașabilă, mai dai 100 de dolari și cumperi acea lentilă. Este ca la camera foto. Camera vine cu un obiectiv, dar dacă vrei performanță, îți cumperi tu un obiectiv mult mai mare. Din păcate nu are, așa cum v-am spus. Mai este această cameră Insta 360, dar nu-i pentru ce îmi trebuie mie. Ok. Din păcate nu am putut să vă prezint GoPro numărul 12, dar oricum decizia mea este luată. Nu vreau să cumpăr această cameră din cauza că nu filmează în condiții adică nu generează o imagine foarte bună în condiții de lumină precară. Scuzați de bâlbă.
Ok, s-au făcut multe îmbunătățiri la această cameră, din câte am înțeles. Acum este foarte, foarte bună. Ei spun că au rezolvat și problema bateriilor care cădeau la temperaturi scăzute. Aici iarăși am un dubiu. Noi în fiecare iarnă în statul Illinois parcurgem perioade de ger și atunci n-aș putea filma cu această cameră dacă mă lasă bateria. De ună zi am încercat să filmez în parc cu GoPro-ul, chiar și pe patinoar, și bateria a cedat imediat. Așa cum spuneam mai devreme, aceștia, producătorii camerei, spun că au rezolvat problema într-o anumită măsură, nu 100%. Acum nu știu până la ce temperatură rezistă bateriile respective, dar am văzut și la vloggeri care au făcut recent filmări cu această cameră că s-au plâns totuși că la temperaturi scăzute le-au cedat bateriile. Acum hai să spunem că și mie la laptop astăzi s-a întâmplat ca acesta să nu funcționeze. Singurul gadget care rezistă la aceste temperaturi este telefonul. Din acest motiv nu am mai pierdut timpul prin magazin. Era și acea cameră Insta360, dar nu este pentru ce trebuie mie. Când vrei să filmezi în spații unde nu ai voie, vrei să încalci legislația, mulți vloggeri folosesc o astfel de cameră, un fel de cameră ascunsă. Hai să mergem prima dată pe site-ul celor de la Samsung, să sperăm că telefonul va focusa bine și nu va crea probleme. Ok, numai puțin. Samsung. Ok. Hai să intrăm pe site-ul lor. Și bineînțeles că ni se prezintă noul Ultra. Ok. Pre-order. Vedeți, există acest program, dacă dai la schimb un gadget, ei îți oferă discount. Noi mergem pe Samsung Ultra. Nu vreau să fie alocat în vreo rețea. 512 spațiu de stocare. Hai să alegem culoarea asta. Sau dacă nu asta poate, hai să mergem pe asta. În fine, văd că este out of stock una. Nu ne interesează. Nu prea contează culoarea pentru că în mare parte eu țin telefonul în husă. Și să spunem că accept să dau ceva la schimb. Mă întreabă ce vreau, zic un telefon. Dacă mă întreabă dacă device-ul meu este eligibil și în condiții bune. Ok, i-am spus că da. Hai să vedem dacă punem telefonul cu care filmez acum. Acum este S20 Ultra 5G. Ok. Habar n-am ce se întâmplă. În fiecare zi se schimbă ceva. Acum două zile era 140 valoarea lui și m-am enervat. Cum să-mi dai $140 pe telefonul ăla? Nu ți-l dau nici dacă mă rogi. Între timp a apărut o ofertă cu 460. Acum, dacă vedeți, este la 400. Ok, nu este rea nici aceasta. M-am tot gândit dacă să dau telefonul la schimb, pentru că cel pe care îl dețin și cu care merg în construcții zi de zi la muncă nu funcționează impecabil. Înainte să pierd acel telefon, mă gândeam că acest S20 Ultra îl voi băga la muncă și cel pe care la momentul de față mă voi debarasa de el. Dar iată că s-a întâmplat această chestie și mi-a dat tot planul meu peste cap. Ok, să zicem că sunt de acord. De ce îi dau $400? Prețul telefonului, dacă vedeți, Asus a scăzut la 899. Mă enervează prețul ăsta. Pune 900. Știu că unii oameni cred că dacă e 899, probabil e și chestie de marketing.
Am impresia că au făcut o economie de un cent și vai de mine ce au făcut, în fine. Toate prețurile, nu numai la telefoane, și la gaz, și la, pardon, la benzină, la motorină, e 3,99, nu e 4. Așa se procedează, probabil, în comerț. Și aici vreau să bifez no coverage, pentru că nu vreau să... adică vreau no coverage. Mă uitam la altceva. Și dacă tot ei îmi dau... pentru că dacă faci, iei telefonul acum, ei îți dă un credit de $100 pe care să-l folosești, să cumperi tot felul de chestii. Acum, dacă eu dau să merg înainte, ajung într-o zonă unde ei îmi oferă niște produse. Sunt numai carcase de telefon, dar eu nu am nevoie de niciuna. Și atunci mă gândeam că și așa căștile pe care le dețin, una nu mai funcționează bine. Și am văzut că mulți folosesc căștile și ca la lavaliere, ca și la valiere. Acestea sunt 229 și ei mi le dau cu $50. Hai să adăugăm Buds 2 Pro. Hai să vedem dacă mai au culoarea neagră. Ok. Sau să luăm white. No. Sau. No. Hai negru. Ok. Hai să le adăugăm. Bine, ei oferă mai multe chestii, deci am ajuns la $949 și 48 de cenți. Telefonul costă 1419 înainte de taxe. Se scad cei $400 pentru că le dau S20 Ultra. Ei îmi spun că am economisit $149 plus că este acel $100 credit pe care el ți-i dau dacă iei telefonul în clipa de față, în această perioadă. Și am economisit $120 și aici. Așadar, ei spun că în total am sevuit, am economisit $700 și telefonul este 949. Mergem la pre-order. Vedeți, am ajuns aici, în această zonă, unde doar sunt carcase, folii de protecție. Eu n-am nevoie de acestea pentru că vreau să le iau separat. Oricum, pentru că am folosit creditul la căști, ei zic remaining credit 0. Nu mai am $100, deci este ok. Skip. Și mergem la partea finală. Și îmi spun ce mi oferă ei, pe lângă telefon și căști. Îmi dau 4 luni, Sirius este un program de streaming, muzică, l-am și eu la Toyota, dar n-am vrut să-l accesez, poți să asculti mașină, trebuie să-ți faci cont și să plătești, ca la Pandora sau ceva de genul acesta. Nu am nevoie de el, dar zice că este inclus 4 luni. E un pic cam ciudat, îți faci cont, după 4 luni când îți expiră, te presează să-ți faci abonament, eu nu vreau. Zice că ai 6 luni gratis Microsoft 365 Basic, nu prea am nevoie că eu nu folosesc acest lucru. Acest Adobe Lightroom, habar n-am ce e, zice că este inclus. Nu zice pe ce perioadă, 2 luni. Ok, și telefonul care costă $899 și îmi spune dacă vreau să le iau pe 31 ianuarie. Și discountul, bla bla bla, căștile. Ok. Acum văd, eu deja aveam în coș un telefon, hai să-l ștergem, să mergem în coș și să ștergem cel cu A32. Pusesem așa doar să văd cât îmi dau pe telefonul cu care merg în construcții, nici nu m-am gândit că în $200, pentru că eu l-am primit gratis. Să anulăm acea ofertă. Ok. Și am rămas cu telefonul în clipa de față, care costă $1008, pentru că
s-au adăgat 59 taxe. Vedeți și aici, dacă mergem pe Amazon, taxele sunt 100 și ceva de dolari. Aici taxele, ok, ei spun estimate, taxe în funcție de zip codul, de codul regiunii în care locuiești, 59 de dolari. Deci, economisești 700, am mai spus chestia asta. Hai să mergem la checkout. Aici sunt mai multe chestii. Era aici o chestie, spune că sunt inactiv, dar nu mă interesează. Ok, pot să plătesc cu mai multe opțiuni, am un card la Amazon, în fine. Sau cu banii de pe debit cardul pe care l-am. Ok, acum dacă plătesc cu cardul de la Amazon, am opțiunea ca să-l plătesc în 12 luni. Mi oferă Amazon o astfel de chestie, deci ar veni în jur de vreo 100 de dolari pe lună, ceva de genul acesta, mai puțin, vreo 90, împățiți și voi 1008 la 12 luni, bla bla bla, nu, acum chiar n-am chef să calculez. Deci atât costă telefonul dacă dau la schimb cel pe care îl dețin acum. The next day. Bună dimineața, oameni buni de pretutindeni. Este o zi de luni și dacă ieri aveam ger, înghețam de frig, la propriu, iată că în această dimineață aproape că plouă. Este destul de periculos să ieși cu mașina în clipa de față, dar nu am ce face, trebuie să merg la muncă. Vă mulțumesc pentru că ieri v-ați rupt din timpul vostru și ați urmărit acel live. De obicei, eu când fac live, vorbesc singur, de aceea fac aceste live-uri foarte rar. Mi-am propus ca în fiecare lună să realizez câte un live. Sper ca următorul să fie dintr-o locație deosebită, dar nu vă dezvălui acum nimic despre acest lucru, totul la momentul respectiv. Titlul de astăzi este unul poate cam dur, dar lucrurile stau astfel. Întotdeauna m-am ferit de oamenii care spun că lor ce le iese dintr-o afacere, dintr-un șmen, șmeneală, cuvântul ăsta, jargonul ăsta românesc, îl urăsc. Și din acest motiv, uneori m-am retras în cochilia mea, pentru că părinții mei mi-au dat o educație în sensul ca să fiu un om serios, chiar dacă mie îmi place să glumesc, dar asta nu înseamnă că ești total neserios. Stați mai puțin să aranjez telefonul, încă nu am schimbat suportul acestuia. Și să continui ideea, vorbeam de seriozitate în societate, la locul de muncă. Și nu știu dacă am avut de câștigat de pe urma acestui lucru. Cert este că în România am avut anumite probleme cu șmenarii, care ori de câte ori le propuneai să iei o lucrare cu ei împreună la locul de muncă, în timp ce lucram la combinatul Chimii Făgăraș, era o grămadă de șmenari care ei încercau să vină la muncă doar cu scopul de a le ieși ceva. Nici de cum să-și facă datoria la locul de muncă, pentru că erau plătiți pentru munca pe care o prestau, dar ei tot timpul trebuiau să facă ceva pe lângă, o șmeneală, o șmecherie. Ați auzit de multe ori în societate spunându-se, mie ce miese, când vreți să faceți cu cineva un deal sau să luați, să faceți o afacere împreună. În general, omului, n-aș spune românului, pentru că poate m-ați acuza anumiți oameni ce mă urmăresc, m-ar acuza de negativism împotriva poporului român, dar în general omului din ziua de astăzi, dacă nu iese ceva, greu se lasă convins să se implice într-o afacere. Ok, m-am dus în străinătate și acolo m-am lovit din nou de șmenari. Numai că șmenarii aceia erau niște băieți care aveau treabă cu bancomatele, cu
parfumurile, cu sticlele de whisky de prin magazine, găinării, pentru că hoții români în primii ani de după Revoluție, prin străinătate, erau considerați niște găinari, dar niște găinari care își făceau treaba, pentru că dacă mergeai la ei acasă, observai că locuințele lor erau tixite până în tavan de tot felul de produse furate. Să-mi continui ideea și venind aici în state, m-am desprins de această titulatură, cum că românul este văzut rău, mai ales în Europa, cel puțin așa era în vremurile de atunci și m-am bucurat tare mult când le mărturiseam americanilor că sunt român și ei, a, ce bine, am auzit lucruri bine despre voi, est-europenii, sunteți serioși la locul de muncă, veniți în state, vă faceți familii, plătiți taxe, sunteți oameni serioși. Asta vroiam să aud, nu șmenari, nu hoți. Și iată că astăzi de dimineață, citind o știre, mai puțin să sting lumina, parcă s-a mai luminat de ziua, citind o știre într-un ziar din România, am văzut că un clan, nu vreau să-i dau numele, pentru că mi-e silă pur și simplu să-l pronunț, a fost prins de către autoritățile americane, oameni care șmenuiau, furau de pe la bancomate și culmea, nu furau de la bogați, furau de la oameni simpli care mergeau la cumpărături, instalau ei nu știu ce chestie acolo la bancomat și le copiau datele în timp ce omul serios mergea să-și facă cumpărături, să-și plătească dările sau ce știu ce mai făcea pe la bancomat sau extragea banii. Oamenii aceștia nu aveau niciun fel de scrupule și șmenuiau oamenii respectivi. Ce făceau cu banii? Se spune că cumpărau lapte praf pe care pentru mămiși pe care îl comercializau în Mexic, deoarece acolo este o criză profundă. Și cum poporul mexican, precum cel indian și cel chinez, crește ca și număr de la an la an, sunt foarte mulți sugari acolo care au nevoie de lapte praf. Mai multe amănunte nu vreau să vă dau. Cert este că iată cum ne facem din nou, și mă scuzați de expresie, de căcat. Și noi oamenii simpli avem de suferit. Acum vă întreb și eu pe voi și mă scuzați că vorbesc pe acest ton ridicat pentru că pur și simplu sunt scârbit. Unde mama naibii ar trebui să mai merg să mă ascunde acești... Fuck, nu știu cum aș spune, pentru că am văzut că mai sunt și doamne pe acest canal și n-aș vrea să le dezamăgesc, dar sunt atât de supărat pe chestia asta, nu știu unde aș mai putea să merg să mă ascund acești menari, să nu mă arate lumea cu degetul. Ok, probabil majoritatea americanilor nu au auzit de acest caz, sau poate chiar este unul vechi și eu l-am descoperit doar acum, cu ajutorul ziarului, cu toate că știrea a fost publicată în ultimele ore pe acel ziar. Unde ar trebui să merg, oameni buni, să mă ascund acești șmenari? Veți spune că trebuie să trăim cu ei, pentru că orice pădure are și uscături. Sunt de acord. Dar tu, ca om serios, cum te simți când ești băgat în aceeași oală? Vorbesc exemplele. Poate unii dintre voi ați lucrat prin străinătate și nu v-a căzut bine când ați fost arătați cu degetul și v-ați lamentat deoarece ați fost băgați în aceeași oală. Adevărat, acum cum ar fi să vină un american să zică, știi ceva, ia marș tu acasă, nu-ți dau ție lucrarea asta pentru că voi sunteți șmenari, sunteți hoți. Sunt cazuri și prietenul meu cu care lucrez ar putea să-mi confirme în care primim cheia, lucrăm în case de oameni bogați. Oameni care au încredere în noi, pentru că nu suntem șmenari. Le-am trădat încrederea acestor persoane și am pierde și noi multe lucrări. Pentru că chiar dacă nu suntem șmenari, iată cum se duce toată această titulatură de om serios pe apa sâmbetei din cauza unor oameni care habar n-au cum au ajuns aici, deoarece am înțeles că aveau condamnări unii chiar de 13 ani în România și totuși au ajuns în Statele Unite ale Americii să jmenuiască filarmama lor să fie. Ok, n-am nimic cu mamele lor, dar asta este expresia. Nu știu, oameni buni, în ce direcție ne ducem.
Se pare că autoritățile române nu-și fac treaba. La fel cu tovarășul Chiricheș. Cum a putut să plece din țară acest șmenar? Probabil așa au plecat și domnii aceștia care fac parte dintr-un clan care își șmenuiau pe americani. N-am vrut să stric începutul de vlog, dar hai să mă mai spun o chestie. Cei ce ați urmărit live-ul de ieri, m-ați întrebat ce decizie am luat, unii dintre voi. Încă nu am luat decizia legată de gadgetul pe care îl voi cumpăra. Oricum am decis ca idee să merg înainte cu canalul, pentru că am investit atâția bani încât cu siguranță mi-aș și putut cumpăra o garsonieră într-un oraș, n-aș pune București, într-un oraș, hai să zicem, normal din punct de vedere al taxelor, al prețurilor din România. Sunt atât de multe chestii pe care nu le înțeleg pe aceste site-uri, deoarece se fac update-uri de la oră la oră. Și pe site-ul celor de la Samsung, într-o zi apare o ofertă, într-o zi alta. Telefoanele S23 Ultra au fost retrase pentru ca să fie cumpărate cele de nouă generație. Dacă mergi pe Amazon, vei vedea că găsești într-o zi, da, într-o zi nu, aceste telefoane care au niște prețuri, din punctul meu de vedere, mult peste puterea mea de cumpărare. Nu sunt o persoană care să învârtă banii cu lopata, să-și permită să dea $1,500 pe un telefon. Ok, deocamdată am decis să mai aștept, să vedem, poate în clipa în care vor apărea și mâinile oamenilor aceste noi gadgeturi de la Samsung, pentru că mai durează cam prin 31 sau poate chiar mai devreme, deja se fac primele livrări. Atunci s-ar putea ca S23 Ultra să mai scadă. Voi vedea, deocamdată nu am luat nicio decizie. Și pentru a mai calma spiritele pe acest vlog de astăzi, vreau să vă invit să urmăriți o postare pe care am realizat-o în urmă cu câteva zile. M-am distrat în modul meu, sper să vă placă ceea ce vedeți. Vizionare plăcută și ne vedem data viitoare, oameni buni. Îmi cer scuze dacă v-am supărat, dar sunt tare dezamăgit de această situație. La revedere și nu uitați, rămâneți în continuare pentru că urmează un vlog pe care vreau să-l postez fără să am acest intro, dar așa s-a nimerit în această dimineață. The way she walks, the way she talks, or the way she loves me. Just look at me, I'm like a monkey in a coconut tree. You know I'm overjoyed, 'cause boy, oh boy, she's my cat. She asks me when I say, let's go out dancing. Your place on my
Ne pregătim de marea încercare. Nici nu vă trece prin cap ce vreau să fac. Adică ajunge. Deci sunt minus 22 de grade. Am venit mai târziu, pentru că azi dimineața era minus 25 grade Celsius. Ah. Am terminat prima etapă. Ai. Ok. Să închidem mașina. Perfect. So, haideți cu mine. Cu mine, nu cu sacul. Și cu sacul. Dimurgule dit. Încercăm pârtia. Sper să mă întorc întreg. Dicăluțule! Acum trambulină! Hopa! Oh, shit! Oh, my God! Ai, ce faine! Siempre soñé de tenerte aquí toda la vida juntita a mí, tanto amor tengo para ti. Ok, mi-am făcut amblaua, de mult vreau să vin aici, am înghețat Bocnă. Ah.
Dacă n-ar bate vântul, acesta ar fi extraordinar. E o pârtie pentru copii, dar e destul de lungă, mai mult decât suficient. Cu hopuri m-am dat cu sacul așa cum făceam în copilărie, când nu mergeam cu Sania. Mulțumesc că ați urmărit această postare și până data viitoare, mai bine, oameni buni!